Aceștia tineri care sunt de vânzare, să zic așa, Florentin Coman, Florin Com, Florinel Coman, Tănase, Denisman, da. Au valoare de banii pe care îi cere vărul tău, Gigi? La un moment dat piața o să fixeze prețul lor. Gigi îl fixează pe parte, noi spunem ceva, prețul adevărat acestor jucători va fi ăla cu care se vor pune cluburile de acord. Da, Gigi a avut și 8 și 9. Adică piața reglează. Gigi a avut și piața reglează prețul acelui jucător. Și în momentul când se întâmplă asta. Pentru că pur și simplu contra nu valora niciodată 13 milioane de dolari clauza de reziliere a contractului la Alaves. Da, mai ales că era un fundaș. Un fundaș drept, ofensiv, e adevărat, dar făcea 5, 6, 7 milioane. A fost tactica mea acolo să vorbesc cu cineva de la Real Madrid, fost mare jucător, argentinian, director sportiv atunci, zic, dă-mi și mie două rânduri în AS, în AS de mâine. Auzi, Giovanni, răspundem, dar răspundem cinstit. Toți ăștia pe care îi rogi, ăștia fac pentru tine din prietenie sau trebuie să-i cointereseze? Nu, nu, nu. Din prietenie, din simpatie, la o cafea, povestindu-le viața mea, mulți nu știu de România, de exemplu. Îți dau telefonul și îți arăt un mesaj al lui Mourinho, de acum câteva zile îi zice, se ducea la antrenament probabil, și mi-arătă de la Londra, îmi dă o poză cu un restaurant românesc, pădurea nu știu cum, cu tare, cu salam, de nu... Cu Mourinho e și acum în... Da, am o relație... Adică sună? Am, da. Dar nu l-ai mai adus pe aici, să ne mai dea și nouă un interviu. Ceva. Păi când să-l mai aduc? O să-l aduc, Ovidiu, o să-l aduc, dar deocamdată suntem... Bun. Crezi că Ana Maria Prodan va reuși să vândă jucători ăștia? Depinde, Ovidiu, depinde, nu depinde de manager, depinde de, de, ți-am spus, de clubul care e interesat, de suma pe care o vrea Steaua. Ți-am spus, un transfer se realizează numai în condițiile când două cluburi se pun de acord. Deci spuneam de contra. Da, da. Inspirația mea mă face să vorbesc cu directorul sportiv al Real Madrid și să-i spun, dăm două cuvinte, două cuvinte. Da, da. Și așa se spun atâtea minciuni, și în AS, și în Marca, și în minciuni. Da, sigur, se mai umflă jucătorii, că sunt tot felul de interese. Că erau interesați, într-adevăr, da, da. Real Madrid. Și ce contra e al nostru. Între timp eu vorbeam cu Arie Dobraida de la Milan. A crescut prețul, a crescut interesul. Și zic că mă cheamă și zice, zic, păi nu, că l-ai dat la Real Madrid. Da, da. Că așa scria în AS. Zice, nu, nu l-am dat, dar s-ar putea să-l dau, îi spun eu. La care zice, nu-l mai dai, că noi ne-am pus de acord cu Alaves. Adică le-a plătit clauza de reziliere de 13 milioane. Da, după aia... care mie mi-a fost foarte simplu să-i spun, acum urmează să vorbești cu mine. Anunțul din ziua i-a incitat. I-a seara mă cheamă și spune, vină la aeroport, la Țiriac, să mă iei că sunt cu Galian.